Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi vin către voi cu o citire în două variante de răspuns pentru a vedea care este energia care se poate manifesta în viața voastră în următoarea săptămână. Avem două grupuri, voi puteți alege dintre aceste două seturi de cărți, cel cu luna plină sau cel cu astrograma, cu zodiacul, sau dintre aceste două cristale. Este cristalul de cuarț alb și aquamarinul. Alegeți intuitiv, alegeți rațional, alegeți cum simțiți, grupul cu numărul 1, grupul cu numărul 2. Începem cu grupul numărul 1 sau cristalul de cuarț alb, un semn al săgetătorului, ceva va lua o amploare. În viața voastră, ceva se desfășoară cu viteza luminii. Pentru alții dintre voi văd un cărucior de cumpărături în supermarket, în hipermarket. Fie aveți o nevoie imediată de a merge să cumpărați ceva ce vă trebuie, fie pentru unii dintre voi acest proces de a merge la cumpărături este important și acolo când vă aflați, aveți o trăire, aveți o senzație, vă supără ceva sau vă bucură ceva. Poate fi și așa și așa pentru că manifestăm diferit. Alții dintre voi sunteți pe punctul de a primi niște mesaje, niște vești care vă ajută într-o acțiune imediată. Pentru alții dintre voi văd aici o barcă, iar barca pe mine mă duce cu gândul la 6 de spade care spune vei găsi o soluție, dar trebuie să rămâi calm și să îți stăpânești gândurile, mintea. Iar pentru alții dintre voi văd aici doi oameni care sunt despărțiți de o distanță considerabilă între voi și o anume persoană. Este un avion, un drum de câteva mile, de câțiva kilometri și când spun câțiva, spun mii, care vă acaparează mintea, vă gândiți în această direcție. Să vedem ce va duce energia în următoarea săptămână. Dacă nu rezonați cu mesajele, lăsați-le deoparte. Eu citesc aici câmpul și mesajele care se arată în acest moment pentru voi, pentru potențialul cel mai probabil de manifestare, cel mai apropiat de manifestare în funcție de vibrația voastră. Primul mesaj, avem cioara, amintiri, să ne amintim de ceva, pentru alții dintre voi un mister. Alții dintre voi aveți aici o putere magică să schimbați niște lucruri și un nou eveniment care apare. Exact cum spuneam, numărul 22 și un as, un as de spade poate fi aici. Veți afla o veste sau aveți niște gânduri care acum nu vă dau pace, dar pe care dacă reușiți să le controlați, vă duc acolo unde vă este vouă potrivit. Alții dintre voi, prin puterea voastră de manifestare, aflați un mister, descoperiți un mister sau în sfârșit misterul, necunoscutul, de bine cunoscut în viața voastră. Interacționați cu cineva, vorbiți cu cineva. Cioara este o pasăre foarte inteligentă, foarte, foarte, foarte inteligentă. Rezolvați o chestiune foarte importantă în viața voastră. Avem aici magnetul, o dorință. Ceva foarte important pentru voi este pe punctul de a intra în viața voastră. Avem seducția aici, dar avem și puterea voastră de a manifesta. Vedeți cum este aici pământul? Ceva ce voi vă doriți acum, dacă vă calmați mintea și sunteți raționali, dar și înțelepți, pentru că am semnul săgetătorului, este pe punctul de a se manifesta în viața voastră. Reușiți să depășiți unii dintre voi o cumpănă, alții dintre voi să începeți ceva ce vă doreați de foarte mult timp, iar alții dintre voi să comunicați, pentru că săgetătorul este pe axa comunicării. Și soarele, care vine și vă luminează viața. Ego-ul are legătură cu mintea, cu mintea care face fel și fel de scenarii, cu mintea care de cele mai multe ori ne încurcă în luarea deciziilor noastre, pentru că avem propria noastră convingere și părere despre cum stau lucrurile. Mândrie, succes mai este aici, creativitate și direcție. Ce vă spune energia în următoarea săptămână este că trebuie să fiți atenți la gândurile voastre, să acționați sau să porniți să vedeți problema printr-o perspectivă foarte amplă și foarte înțeleaptă, nu din mândrie, nu așa cum ați fi făcut-o în mod normal și nu doar gândindu-vă la voi, ci văzând întreaga schemă în alta lucrurilor, întreg tabloul. Cum vă influențează astrele?
Casa 12-a, necunoscutul devine cunoscut. Casa 12-a vorbește despre izolare, sacrificiu, despre niște lucruri de care realmente nu suntem conștienți, despre spiritualitate, despre o transformare profundă din adâncul sufletului nostru. Fie discutați cu cineva cu care nu puteați înainte, nu aveați acces să discutați, fie ceva devine vizibil, ceva devine în viața voastră accesibil, materializați prin puterea voastră interioară, prin puterea voastră magică, prin puterea voastră de co-creator în realitatea voastră. Aici avem o energie de pești, este o energie a planetei Neptun și a planetei Jupiter și iată cum săgetătorul care se regăsește în casa a noua în astrologie, călătorii pe distanțe lungi, ceva legat de chestiuni legale, oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu mine, îmi fac planuri de călătorie, sunt înțelept, am parte de studii în alte sau vreau să dau un examen, vreau să încep ceva acum. Să vedem. Relații, plan material și emoțional. Zona relațiilor avem 6 de monede, regina de cupe și cavalerul de spade. Vedeți din nou această temă a inteligenței nebănuite. Cineva care în exterior pare pierdut în spațiu, dar în interior de fapt are un spirit de supraviețuitor și este mult mai inteligent decât lasă să se vadă. Cavalerul de spade aici indică pe cineva foarte inteligent cu care voi puteți interacționa în următoarea săptămână sau voi căpătați acest flair, acest al șaselea simț despre care nu sunteți conștienți, care vă aduce la nivel de relații liniște și armonie în suflet. Pentru cei care sunteți singuri, cântăriți foarte bine niște opțiuni sau cântăriți foarte bine niște gânduri. S-ar putea să vă regăsiți așa într-un loc din viața voastră, într-un moment din viața voastră în care doriți să vă lămuriți, să vă convingeți voi pe voi înșivă despre cineva sau în legătură cu cineva care vă curtează, iar această persoană este cu ochii pe voi, țintiți. Aproape obsesiv, dar obsesiv din dorința de a vă iubi sau voi v-ați îndrăgostit de cineva și aceste lucruri acum sunt puțin neclare. Iată cum în această săptămână există potențialul ca tot ceea ce pe voi acum vă macină, tot ceea ce acum pe voi vă ține în loc, toate gândurile voastre din acest moment să se limpezească, să vedeți cu claritate dacă puteți avansa într-o relație cu cineva sau nu. Pentru alții dintre voi, cineva vă privește, să știți, de la distanță, poate fi de la locul vostru de muncă sau de pe lângă casă, din comunitatea voastră și este foarte hotărât sau hotărâtă această persoană să intre în contact cu voi și să inițieze comunicarea, să inițieze o relație, să inițieze o interacțiune cu voi. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici vorbește despre a ajunge la un pact, despre o săptămână în care pentru voi doi în cuplu va fi importantă iubirea și bunul mers al lucrurilor în relația voastră. Vă văd axați pe partea materială, dar și pe cea de suflet. Foarte mulți dintre voi veți spune, lasă că vedem noi cum rezolvăm, important este că suntem bine, sănătoși și împreună. Alții dintre voi s-ar putea să aveți complicații în zona aceasta financiară și să vă contraziceți poate din cauza banilor sau în legătură cu chestiunile din planul fizic. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să vă îndoiți de partenerul vostru și să aveți așa senzația că în această săptămână vă ignoră. Nu vă ignoră, este cu ochii pe voi, sunteți în atenția partenerului vostru de viață. Cu toate astea, partenerul vostru de viață are niște gânduri care sunt legate de planul fizic sau de serviciul pe care îl are. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici vorbim despre a dori să știu dacă pentru mine mai există un viitor și un drum alături de această persoană sau nu. Iar următoarea săptămână vă ajută pe voi să vă lămuriți, evident, dacă aveți forța și puterea interioară să luați niște hotărâri importante în viața voastră acum, dar conștiente, să vedeți exact dacă mai aveți un drum împreună, iar misterul și magia aceasta vor lucra pentru voi în planul fizic, la nivel de percepție, în următoarea săptămână, pentru a vă aduce claritate.
Unii dintre voi s-ar putea să vă regăsiți un pic prinși în ego, să fiți un pic frustrați, să fiți un pic supărați, cei care sunteți în relații de separare, tocmai pentru că nu aveți nicio veste, pentru că nu știți unde duce, iar alții dintre voi s-ar putea acum să căpătați o claritate așa cum nu ați mai avut-o niciodată în legătură cu separarea voastră, în legătură cu deznodământul care poate apărea aici pentru voi. Pentru cei singuri, este un doi de băte aici, un moment care vă face să vă gândiți foarte bine, exact cum am simțit la începutul etalării. Voi sunteți într-un punct în care doriți să vă convingeți de ceva anume sau doriți să vă convingeți pe voi înșivă dacă merită să mai intrați într-o relație cu cineva sau nu, dacă vă este bine singur în acest moment sau nu. Iată că această săptămână vă poate aduce încrederea că și dacă vă deschideți sufletul, veți fi în siguranță. Pentru cei care sunteți în relații stabile, v-am spus, există aici ceva neclaritate, s-ar putea să aveți păreri diferite sau s-ar putea să vă regăsiți voi acolo la masă, la cină, discutând despre viitor, despre treburile casei voastre, despre planurile pe care voi le puteți face în familie, pentru că sunt importante. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici, în funcție de voi și de cum veți gândi în următoarea săptămână, să știți că se pot crea linii temporale de manifestare. Fie să aveți un drum împreună cu această persoană, fie să vă separați energetic pentru totdeauna. Avem magicianul aici. Ne arată și această carte că veți fi magnetici, că veți avea putere de manifestare în următoarea săptămână și că este foarte important să fiți atenți la ego. Absolut toată lumea în următoarea săptămână trebuie să fie atentă la motivația din spatele intenției sau la intenția din spatele motivației, căci se aplică și așa și așa. De ce spun asta? Pentru că am avut parte de eclipsa de soare din balanță, care a fost atinsă și de planeta Marte și de planeta Pluto. Planeta Marte și planeta Pluto sunt două arhetipuri foarte grele. Marte este acțiune, Marte este pasiune, iar Pluto este moarte, renaștere, transformare. Sunt puncte cheie, puncte de cotitură, care în viețile noastre se resimt fără ca noi să fim conștienți de cele mai multe ori și se manifestă prin diferite evenimente și acțiuni care vin așa către noi și spunem de unde a apărut această situație. Cei singuri puteți intra într-o relație cu cineva. Dacă vă blochează aici ceva, este mintea voastră, ego-ul vostru, modul în care voi vă raportați acum, la viitor, la viață. Este ceva ce vă roade, dar este și o casetă veche, o placă veche, un program vechi care vă împiedică să atingeți fericirea și să intrați în relație cu cineva. Vă puteți lămuri în următoarea săptămână prin a vă controla gândurile, prin a deveni conștienți. Face lumină în mintea voastră, pentru că avem energia peștilor aici, prin a vedea de ce anume vă este exact frică. Cei care sunteți în relații deja formate, aici aveți putere, dar împreună să manifestați niște lucruri. Nu separat, nu fiecare din colțul său și nu fiecare prin perspectiva proprie. Șase de monede spune, dau și primesc, dai și primești. Este o energie de egalitate în vibrația sa înaltă, pentru că mai poate însemna și sunt la mila ta sau sunt... Cerșesc iubire, șase de monede și regina de cupe, cerșesc iubire de la tine și am nevoie de mai mult, poate, și îți spun asta. Bun, omul de lângă noi nu ne citește gândurile. Cavalerul de spade îi spune, mă aștept să faci asta. Nu, spuneți omului de lângă voi ce aveți pe suflet și spuneți-i cum vă simțiți, ce influență are acțiunea din casa voastră, ce influență are ceea ce se întâmplă în casa voastră și interacțiunea dintre voi doi acum, pentru că puteți prin acest egregor al relației voastre, să o duceți la capăt, să evoluați, să dezvăluiți, să alchimizați și să vindecați casa peștilor, ceea ce vă roade pe voi în acest moment. Iar pentru cei care sunteți în separare, exact cum am spus, unii dintre voi vă puteți îndepărta pentru totdeauna, convinși că acest lucru este cel mai bun lucru care vi se poate întâmpla, iar alții dintre voi vreți atracție, vreți să vă împăcați cu cineva. Atenție, o mică paranteză aici, gândiți-vă de ce. De ce? Ce vă motivează cu adevărat în spate? Pentru că este soarele. Pe unii dintre voi vă poate motiva iubirea pură, pentru că avem regina de cupe, iar pe alții dintre voi vă poate motiva un ego, o codependență. Regina de cupe este un arhetip care se agață, care este iubitoare, intuitivă și toate lucrurile bune, dar se agață, nu știe să dea drumul.
Iar la regina de cupe mi-a ieșit împăratul întors, dar nu-l voi citi neapărat așa, vom ține cont de acest aspect. Aici vorbim despre soare și lună, dar aici vorbim despre vremurile de demult apuse, pentru cei singuri. Voi vreți pe cineva în viața voastră, dar vă raportați la o perspectivă veche, vă raportați la o energie veche, vă raportați la ceva vechi din viața voastră și cineva poate apărea, dar aici este un suflu al noului. Și în loc să căutați sau să vă gândiți la cineva sau să vă gândiți la un fel de a avea o relație sau la o relație anume, la un mod de a coexista cu cineva, trebuie să lăsați lucrurile să se întâmple așa cum vă este vouă cel mai potrivit. Cei care sunteți într-o relație, aici este necesar să fiți amândoi întregi. Împăratul este un om care iubește, dar este un om care nu arată. Poate aveți un partener, un soț, un iubit, o iubită, care își vede de viața sa și voi atunci, prin arhetipul acesta al reginei de cupe, vreți mai mult sau pentru că omul acela are atenția centrată pe sine, aveți impresia că pe voi nu vă iubește sau poate unii dintre voi cereți foarte mult în următoarea săptămână, vă sunteți sensibili, aveți o stare anume și nu o puteți identifica sau poate partenerul vostru va face chestia asta și este important să vă păstrați mintea limpede și discernământul, să judecați foarte coerent, foarte rațional, pentru că așa veți depăși orice provocare ar putea apărea. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este vorba despre voi. Împăratul vrea tot și luptă foarte mult pentru niște lucruri. Pentru ce luptați? Care este cauza, motivul pentru care vreți această persoană înapoi? Este pentru că există iubire? Este pentru că există mândrie? Este pentru că a existat obișnuință? Ce vă motivează cu adevărat și cu sinceritate? Iar în această săptămână vă puteți elucida, vă puteți transforma, puteți căpăta claritate, puteți fi sinceri cu voi înșivă. De ce? Pentru că veți ajunge să fiți fie foarte puternici, fie foarte orgolioși, fie foarte stăpân pe mintea voastră, fie veți persista unii dintre voi în aceeași idee veche care spune nu, 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 trebuie să iasă lucrurile ca mine. Și atunci contează foarte mult pentru că în funcție de energia voastră se reflectă și în exterior și persoana la care vă gândiți voi fie vă opune rezistență cu vehemență și nu vine, își vede de viața sa fiind în această energie a împăratului, în viața sa cu grijile sale, cu ce are de făcut în acest moment, fie se maturizează, se responsabilizează și poate veni către voi. Aici avem pe cineva care analizează matur posibilitățile. Această persoană analizează posibilitatea de a încheia cu durerea. Cu durerea sa, cu durerea voastră, aici avem macii și se știe că macii sunt folosiți pentru morfină, o alchimie. Aveți de lucru. Persoana aceasta poate lucrează să depășească niște lucruri karmice sau în acest moment această persoană caută să înțeleagă ce simte pentru voi. Cea mai bună carte. Stelele. Ceva ce începe acum îți va aduce recompense în viitor. Stelele aici, sau steaua, vorbește despre o călătorie, despre ceva ce se întâmplă în acest moment în viața voastră, care vă va aduce recompense, fie că punem valoare de bun, fie că punem valoare de rău în viața noastră. Evenimentele care se desfășoară în momentul prezent au un sens și un scop foarte bine definit în viețile voastre și veți vedea voi roadele când ajungeți la destinație. Pentru unii dintre voi există apropiere, iar pentru alții dintre voi aici există, ești pe drumul potrivit, ești pe drumul de care tu ai nevoie pentru a ajunge acolo unde îți cere sufletul, pentru a ajunge lângă oamenii care sunt potriviți pentru tine. Eclipsa aceasta, să știți că va face ravagii și nu vreau să vă sperii. Vreau să vă fac conștienți de faptul că eclipsa împinge energia, eclipsa dă energie, eclipsa transmite energia, dar voi veți acționa. Și în funcție de cum veți acționa voi, acea energie se va mula pe frecvența voastră. Să fiți conștienți de aceste lucruri pentru că schimbări apar în relații în următorul an. La nivel de plan material, avem nebunul, avem 2 de monede și 5 de pâte. Pentru voi aici, la nivel de plan material, există plictis, există lipsă de motivație, există supărare și există conflict interior.
fie nu vă ajung banii, fie vreți să știți ce faceți în acest moment. Aveți fie o provocare la nivel material, fie o provocare la serviciu, fie o provocare cu bugetul pe care o puteți depăși, dar din nou să fiți atenți la lucrurile de care nu sunteți conștienți. Unii dintre voi poate nu aveți bani pentru că de cele mai multe ori cheltuiți irațional, alții dintre voi aveți apăsări de genul ce să fac să câștig mai mulți bani pentru că orice aș face nu mi-ajung. Toate aceste lucruri pe care le-am spus sunt blocaje, sunt interferențe, sunt inamicii voștri în manifestarea abundenței. Iar nebunul vă spune, nu te da bătut, ai două opțiuni. Fie să rămâi așa apăsat de griji și să spui tuturor ce rău îți merge, fie să faci ceva pentru a merge mai departe. Doi de monede spune, există variante. Ți-a fost oferit astfel de monede și acum ai de ales. Ce alegi? Alegi să mergi mai departe, alegi să-ți construiești singur viața sau te lași pradă acestor evenimente care te pot influența? Alții dintre voi așteptați o promovare, așteptați o mărire, așteptați niște bani care parcă nu apar. Avem luna. Această eclipsă pentru foarte mulți dintre voi schimbă, să știți, mersul lucrurilor, dar există și o inconștiență aici. Nu sunteți consecvenți într-o anume măsură. Nu sunteți conștienți foarte mulți dintre voi cum să lucrați cu energia banilor sau ce se întâmplă de fapt în planul material, pentru că discuția este mult mai amplă de atât. Cavalerul de monede. Încotro să merg, știu că trebuie să fac o schimbare. Să știți că energia vă va purta, vă va arăta soarele, lumina de la capătul tunelului. Veți vedea o rezolvare, veți vedea o soluție. Mergeți înainte cu foarte mult curaj și cu discernământ, dar și cu calm, pentru că veți rezolva apăsările din zona financiară în această săptămână. Din aproape în aproape. Și șapte de monede spune trebuie să fii consecvent și perseverent. Tu trebuie să-ți faci treaba fără a te mai teme, fără a te război cu nimeni, fără a te certa pe tine că nu ești suficient de bun. Ești suficient de bun, ceva ce a fost plantat cu asul de monede aici va da roade. Este nevoie de minte limpede și de foarte multă răbdare. Deci în această săptămână cu foarte multă răbdare veți rezolva aceste treburi din zona financiară, vine către voi o ofertă pentru unii dintre voi, mai durează un pic, aveți un pic de răbdare. Iar în zona planului emoțional avem diavolul, 9 de spade și judecata. Diavolul și 9 de spade aici vorbesc într-o voce despre stres și despre autosabotaj, despre fricile inconștiente pe care le aveți, care vă hrănesc mintea și nu puteți atrage în viața voastră ceea ce vă doriți cu adevărat. Cioara este un arhetip inteligent, este un simbol, un animal de putere care vă arată că vă puteți descurca și că nu rămâneți niciodată pe drumuri. Unii dintre voi aici traversați o săptămână stresantă, dar dacă vă gândiți limpede la lucruri, vi se cere de fapt să reconsiderați o acțiune, să vă reconsiderați starea de spirit, să vă treziți, să vă îmbărbătați, să gândiți pozitiv, pentru că există soluții. L-am văzut în cristal pentru voi pe 6 de spade. Nu vă lăsați pradă grijilor. Foarte mult sunteți îngrijorați pentru anumite situații din viața voastră și acestea, să știți că vă trag într-o vibrație joasă. Judecata spune, ok, lasă trecutul, lasă situațiile astea și încearcă să vezi și partea pozitivă aici. Este moarte și renaștere, planeta Pluto care am spus că lucrează. În tot răul e un bine. E greu să vezi binele acum, dar trebuie să înțelegi că în tot răul e un bine și că binele acela va deveni vizibil în viața ta în curând. Ia să vedem. 4 de monede. Diavolul are ca și clarificare 4 de monede. Foarte mult de lucru. Am griji, sunt îngrijorați pentru serviciul meu, pentru ceea ce lucrez sau pentru bani. Încercați să vă eliberați de grijile acestea materiale, pentru că până la urma urmei, o bucățică de pâine om găsi.
pentru alții dintre voi o relație, o relație karmică, să știți că este aici, aceasta vă macină, nu vă puteți desprinde unii dintre voi. În relația voastră aici se întâmplă ceva, același lucru în fiecare zi și simțiți nevoia de mai mult, fie cei care sunteți într-o separare aici, exact cum am spus, gândiți-vă de ce, care este cauza pentru care doriți să vă împăcați, pentru că energia este un pic tenebroasă aici. Există neclaritate și există o vibrație joasă în motivația împăcării, să spunem. Fie de partea voastră, fie de partea celelalte persoane. Și este nevoie de muncă. Muncă cu tine, muncă să vezi limpede. Nouă de spade are patru de băte. În loc să te stresezi, mai bine te bucuri. Patru de băte este portalul. Mai bine te bucuri pentru a putea ieși din povestea asta. De îndată ce voi vă relaxați puțin, poate dormiți, poate vă puneți un film bun, poate citiți o carte, fiecare cum preferă, pentru că vi se schimbă starea și vibrația. Dacă aveți apăsări în această săptămână, gândiți-vă că este temporar. Și regina de băte. Este o chestiune legată de simțire aici. Poate unii dintre voi vă regăsiți în această vibrație joasă, în această săptămână, pentru că aveți o trăire intensă, aveți o simțire, aveți un sentiment, aveți un feeling care vă face să vă simțiți așa, dar nu mai opuneți rezistență. Viața se schimbă, lumea se împarte și voi trebuie să alegeți acum din ce tabără vreți să faceți parte. Pentru alții dintre voi aici, o provocare poate cu o energie feminină din viața voastră care se poate lămuri, vă puteți împăca, puteți afla vești, iar pentru alții dintre voi încrederea voastră va schimba totul. Poate vă temeți că persoana la care vă gândiți voi acum are o relație cu altcineva, se poate să fie pentru cei care sunteți singuri și voi opuneți rezistență, vă întrebați, dar ce are ea și nu am eu sau ce are el și nu am eu? Oamenii aceștia au fix ceea ce le trebuie persoanelor de care v-ați separat voi acum, pentru ca ei să-și trăiască lecția, pentru ca ei să-și învețe lecția. Și atunci, înțelegând aceste lucruri, avem simbolul pisicii, vă vindecați. Unii dintre voi vă veți vindeca de o afecțiune medicală aici. Vă veți simți un pic mai bine. Talismanele. Aici, Casa Peștilor, Casa a 12-a, vorbește despre faptul că ne punem încrederea, fericirea și iubirea în ceva exterior care nu este de durată și ar trebui să ne punem pe suflet. Pentru că meriți, da? Pentru că dacă el sau ea are ceva ce nu am eu și eu am ceva ce nu are el sau ea. Deci nu ne putem compara. Meritați. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Aici este un element al surprizei și un disc care se învârte. Frecvența, da? Muzica, ce spuneți, vă schimbă săptămâna și starea de spirit. O veste vă schimbă starea de spirit. Auziți ceva, un element al surprizei aici. Aveți parte de o surpriză. Unii dintre voi vă maturizați, aveți o conștientizare, un nivel de înțelegere săptămâna următoare foarte profund. Niște calcule, uite, unii dintre voi cumpărați bilete de avion sau vă calculați următorul pas. Din nou apare elementul de amintiri, poate sunteți prinși în sacul cu amintiri. Uite, și opuneți rezistență, nu vreți să ajustați nimic, nu vreți să schimbați nimic, de fapt, în mintea voastră, pentru că voi vreți neapărat să obțineți ceva. Și puteți obține unii dintre voi, dar prin a vă schimba starea și gândul. Uite, cobra nu mi-a mai ieșit de mult, deci este o energie joasă, a apărut și diavolul. În mintea voastră, în mintea voastră, progresul apare din mintea voastră, să știți. Pentru sărbători au apărut așa gândurile, iar fac sărbătorile singuri sau avem planuri de sărbători, ce facem de sărbători. Există bucurie aici, vedeți judecata. Se întâmplă ceva care vă bucură, noroc și un început, la nivel financiar începeți ceva, ieșiți dintr-o încurcătură.
Uite, se rezolvă o situație mai frumos decât credeți voi și mai ușor decât credeți voi. Avem o pană. Intuiția. Ascultați-vă intuiția. Primul gând pe care îl aveți. Alții dintre voi puteți face o mică călătorie sau primiți o vizită de la copii, de la prieteni dragi sau voi faceți o vizită în iarna aceasta. Alții dintre voi, nu știu, faceți calculele pentru iarnă sau vă gândiți la ceva ce are legătură cu iarna. Avem o mătură. Energia vă spune că trebuie să gândiți foarte limpede, să schimbați ceva. Un far. Schimbarea se arată. Lucruri bune aici sunt pentru voi în potențialul vostru de manifestare, dar este nevoie să schimbați ceva acolo la modul în care gândiți. Un foc. Un foc cosmic, pasiune este. Vedeți, sunteți împinși de la spate de amintiri vechi sau de un mod vechi de a acționa. De îndată ce vă dați seama de acest lucru, focul înseamnă magie, înseamnă puritate și veți putea manifesta prin propria voastră intenție, dar și prin propriul vostru gând. O turtă dulce. Atenție la dulciuri sau atenție la toate lucrurile la care vă gândiți voi acum, totul trebuie să fie într-un echilibru. Trebuie să măsurați ceva, s-ar putea un regim alimentar, o dietă. Aici avem turnul. Vine o veste pe care nu o așteptați în relații. Care, da, poate fi separare, cum spune teoria, dar turnul este mai mult de atât. Turnul este ceva ce poate părea întunecat sau ceva ce în primă fază poate fi o supărare. De fapt, este o mare binecuvântare. Bau, o surpriză, o surpriză, surpriza unui lanț. Unii dintre voi puteți primi cadou, un lanț, un colier sau un cadou care vă leagă de o persoană anume sau care vă dovedește vouă iubirea. Alții dintre voi, atenție, că puteți conștientiza că sunteți legați energetic de niște oameni și aceștia să știți că vă trag în jos. Baza, aveți de lucrat cu chakra de bază. Cine sunt eu, de unde vin, care este neamul meu, casa mea, locul meu, naționalitatea mea, țara mea. Chestiunile acestea vor fi foarte importante, dar știu, mulți îmi puteți spune ce treabă am eu, mă duc la serviciu, n-am timp să mă gândesc la asta. E, veți vedea că este ceva legătură cu tot ceea ce am enumerat anterior aici. Alții dintre voi veți fi un pic puși pe ceartă, atenție. Alții dintre voi cred că aveți țiuit în urechi sau ceva, atenție la otită, la nevralgie, la urechi infundate, că pot veni de la tensiune. Eu vă mulțumesc tare mult pentru tot. Uite, să vă zic inițialele. A, U, B și Z. Sper să vă ajute, să vă fie de folos și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, aici avem Aquamarinul, iar Aquamarinul are legătură cu planeta Neptun, cu o direcționare a energiei foarte puternică către ceva anume, cu ceva ce poate avea un rezultat formidabil. Avem un set de căști, aici o pereche de căști, niște vești pe care le primiți, niște cuvinte pe care le auziți, ceva ce auziți vă influențează starea de bine sau gândurile. Iar voi va trebui să vă activați discernământul la cote înalte. Avem aici un urs. Ursul simbolizează putere, ursul simbolizează faptul că sunt momente în care trebuie să acționăm și momente în care trebuie să ne odihnim, sau ursul simbolizează pe cineva de la serviciu, cu precădere un șef, o șefă. Niște vești care pot veni de acolo sau niște vești pe care le așteptați de acolo. Avem o clepsidră, sunteți presați de timp unii dintre voi, dar trebuie să vă liniștiți pentru că nu puteți schimba cu nimic situația. O inițială F și o potcoavă, un element de surpriză care va duce noroc sau o șansă. Cum să evitați ceva sau aveți o șansă? Și pentru alții dintre voi este un fulg de nea, o presiune de a rezolva ceva până în iarnă. Pentru alții dintre voi un mâner, atenție unde prindeți, ce prindeți, cum apucați sau de ce vă țineți. Atenție să nu vă dezechilibrați. Să vedem. Ne spune energia săptămânii în câteva zile. Numărul 7, iată. Avem aici
clar un mesaj și care spune că situația sau un eveniment din viața voastră la care voi vă gândiți se va întâmpla, se va dezvălui, se va rezolva sau veți afla niște vești în următoarele 7 zile. Până atunci voi trebuie să vă relaxați, să fiți calmi și optimiști. Relaxați, liniștiți. Hai, dacă nu optimiști, liniștiți măcar. Puteți avea de-a face cu un rac, un leu aici. Următorul mesaj este schimbare, numărul 5. În acest moment, situația este în flux, este în curs de desfășurare. Totul se poate întâmpla. Vreți un deznodământ favorabil pentru voi la ceea ce vă macină, ce vă frământ în acest moment, trebuie să vă liniștiți și să gândiți pozitiv. De ce? Pentru că bine le atrage bine. Și aici avem starea de a fi orbit, ochelari de cal, să spunem, mentalitate de victimă, confuzie, nu văd cu claritate, am o restricție, ceva nu mi se aprobă sau sunt foarte concentrat pe ceva anume, aproape de a fi încăpățânat. Exact cum am spus, situația se schimbă. Cu cât voi vă veți relaxa mai repede, cu cât voi vă veți schimba starea din suflet, cu atât veți reuși mai repede să materializați, să obțineți lucrurile care vă frământă în acest moment. Avem un semn al balanței și casa 8, ceva legat de banii celuilalt, ceva legat de intimitate, sexualitate, putere, contracte pe care vreți să le semnați, poate la locul de muncă să obțineți mai mulți bani, poate ceva legat de pensie alimentară, de taxe și impozite, de asigurări, orice poate fi aici, de transformare. Ceva se poate schimba total, complet și definitiv. Și am mai tras două, nu voiam atâtea, dar le iau. Avem pasărea Phoenix, se poate schimba total și complet ceva. Și la ramura de măslin, care vorbește despre armistițiu, despre ajungem la un numitor comun, ajungem la niște termeni contractuali buni pentru toată lumea, ajungem la pace, ne împăcăm sau ne acceptăm așa cum suntem. Și pasărea Phoenix spune alchimie, transformare, se schimbă situația, ceva se încheie pentru ca altceva să înceapă. Numărul 2 și numărul 9. Eremitul și înalta preoteasă sunt perechea care ne vorbește despre subconștient, înalta preoteasă despre inconștient și eremitul despre conștient, despre ceea ce vreau să accesez din mine. Sunt nevoit să aflu, sunt nevoit să caut. Să vedem. Plan material, plan emoțional, emoții, plan material și emoțional. În zona relațiilor, 7 de cupe, îndrăgostiții și 8 de cupe. Este o energie care te duce pe tine, drag ascultătorule, către ceva ce îți dorești, dar nu se întâmplă de la sine, ci trebuie să iei o hotărâre. Pentru cei care sunteți singuri, să ieșiți din starea de confuzie. Vreau și nu vreau, vreau și nu știu ce vreau, spunea un cântec. Vreți o relație, dar nu știți cum vreți să fie. Vreți o relație, dar nu știți unde o găsiți. Vreți o relație, dar nu credeți că vi se poate întâmpla. Se poate întâmpla. De îndată ce, da, voi vă dați jos această legătură, această șarfă, acești ochelari de cal de la ochi, veți vedea că nu puteți voi controla totul, că nu știm din punctul A în punctul B ce se poate întâmpla pe drum, dar că există aici un moment de pace și de liniște, că putem să avem parte și de bine în viață, că doar nu există numai rău, totul trebuie să fie în echilibru. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, s-ar putea să fiți confuzi, s-ar putea unii dintre voi să vă gândiți ce fac alături de omul ăsta. Da, s-a întâmplat eclipsa, eclipsa aceasta vine și zguduie. Și nu vreau să vă sperii, pentru că nu despre asta vorbim aici, ci să vă spun și să vă confirm că vor apărea schimbări, fie că noi ne dăm seama, fie că nu. Iar schimbările vor fi date de energia noastră și de ceea ce gândim noi. Ori aici, pentru cei care sunteți în relații, nu știți ce vreți și nu știți ce gândiți și ulterior s-ar putea să vă treziți într-o mentalitate de victimă, să spuneți, mi s-a întâmplat. Uite ce mi-a făcut soțul, uite ce mi-a făcut partenerul sau uite ce mi-a făcut soția, uite ce mi-a făcut partenera.
Noi suntem împreună creatori, nu face nimeni nimic, noi facem împreună. Există, da, și oameni care fac ei de capul lor pentru că și-au pierdut foarte tare conexiunea cu sursa, dar trebuie să ne întrebăm de ce i-am atras, de ce suntem lângă ei acolo. Înțelegeți? Da, ei sunt răi, dar noi de ce suntem lângă oamenii ăștia răi? Și de ce stăm lângă ei? Bun, în altă ordine de idei aici, în relațiile voastre există confuzie și este foarte important pentru voi, dacă vreți să vă fie bine, să transformați situația, adică să alegeți să vă îndepărtați de acea stare de confuzie, de acea idee de ambiguitate, pentru că puteți aplana conflicte în cazul în care le aveți, puteți ajunge la un numitor comun, puteți trece peste această săptămână în liniște și pace, dacă vă doriți. Situația se schimbă, da? S-ar putea să aveți o situație mai tensionată sau o săptămână mai tensionată, dar care este doar o săptămână nouă viață. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, foarte mulți dintre voi, da, posibil să fi fost victime sau posibil să fi rămas în mentalitatea de victime și să nu vă fi dat seama și voi cu ce ați contribuit la separare. După cum spuneam, da, oamenii aceștia se poate să se fi purtat urât cu voi, dar de ce i-ați atras? Ce ați căutat lângă ei? Pentru că v-ați dat acordul. Vedeți cumva inconștient să faceți parte din această relație care a dus la separare. Bună, rea, cum a fost ea. Și în această săptămână aveți o alegere de făcut să vă îndepărtați de mentalitatea de victimă, să înțelegeți practic ce s-a petrecut acolo pentru a vedea că mai există un drum înainte, dacă mai există un drum înainte și cum putem să intrăm în armonie. Fie să ne acceptăm așa cum suntem fiecare la viața sa, fie să ne acceptăm așa cum suntem împreună. Ce puteți conștientiza cu 7 de cupe aici? Regina de monede. Stabilitatea și întregul. Cei care sunteți singuri, să vedeți de ce vă este frică, pentru că vouă vă este frică aici de o relație și de-aia nu intrați într-o relație cu cineva, sau aveți tendința de a vă îndrăgosti de oameni care sunt deja într-o relație cu altcineva și să vedeți de ce. Care dintre formatorii voștri din copilărie a fost indisponibil, mai ales emoțional pentru voi, dacă nu chiar și prin prezența fizică? Pentru că de îndată ce veți conștientiza acest lucru, avem semnul balanței, eclipsa vă va aduce puterea să vindecați aceste goluri, să vindecați aceste răni pentru a putea intra într-o relație cu cineva care să nu fie unul la unul oglindă cu ceea ce subconștientul vă spune acolo. Da, uite, te îndrăgostești de cineva căsătorit, vă iubiți, dar nu o să fie niciodată cu tine. Cine a fost așa cu tine? Poate tata, mama sau poate așa ai văzut-o, ai înțeles în copilărie. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici vorbim despre unul dintre voi care este în permanent agitație în casă, care face în permanență totul, care preia și din responsabilitățile celuilalt și apoi se victimizează, spune lasă că fac eu și apoi se victimizează. Ori nu despre asta este vorba. Ok, dacă partenerul vedeți că nu vă ajută și nu vă susține, împărțiți totul pe din două, unul cumpărăturile, altul curățenia. Nu faci curățenie, ei, uite că o să ajungem să stăm în haos, în mizerie. Ne place sau nu ne place? Puneți-i în fața unor fapte împlinite sau discutați. Poate fi și aceasta o variantă. Pentru alții dintre voi aici, vorbim despre bani și stabilitate. Aveți de luat o hotărâre, de acționat în această direcție, dar împreună, front comun. Partenerul vostru de viață s-ar putea să aibă o provocare în această perioadă și voi să nu știți despre asta și să se ascundă, să fie chiar o victimă a propriilor sale gânduri și dorințe, dar să știți că ajutați de voi, vor depăși această provocare. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici vorbim despre sacrificiu, vorbim despre incapacitatea cuiva de a fi într-o relație stabilă, vorbim despre bani, despre unul care a avut mai mulți bani, celălalt deloc, sau despre cum tu m-ai folosit pentru banii mei sau cum tu ai stat cu mine pentru banii mei, poate fi. Sau cum tu cauți bani, iar eu caut iubire. Și aceste lucruri au intrat în dezacord, au interferat unul cu celălalt. Aceste lucruri se pot liniști, voi puteți conștientiza de ce vă doriți pe cineva anume, ce ați făcut și voi să contribuiți la separare și poate că ați dorit să vă sacrificați, poate ați dorit, exact cum am spus, ați preluat din lecția de viață, din karma persoanei cu care ați fost și pentru că această persoană nu și-a plătit karma, nu și-a achitat karma, s-a dus mai departe la următoarea persoană.
poate într-o altă relație, pentru că are nevoie de acea lecție pe care voi, inconștient, i-ați luat-o. Da, și-o plătiți voi acum, o învățați voi acum. Ce ne spun îndrăgostiții aici? Pajul de băte. O hotărâre pe care o puteți lua în această săptămână, să produceți o schimbare și vi se arată cum vi se arată calea. Nu vă veți mai simți pierduți, așteptați un pic, trece și această perioadă, în câteva zile veți găsi modalitatea prin care să ieșiți din provocările pe care le aveți sau să priviți problema direct în față. Pur și simplu conștientizați, uite așa, în timp ce faceți voi ceea ce aveți de făcut în viața voastră de zi cu zi, aveți un click. Oh, acum înțeleg. Unora dintre voi aici vă lipsește curaj. În relațiile pe care le-ați avut a existat confuzie sau ați avut alături oameni care, sau aveți alături oameni care sunt nehotărâți, care vor să fie împinși de la spate. Și atunci voi faceți mai multe și din nou sunteți o victimă. Lucrurile acestea se pot lămuri. Puteți vorbi, puteți discuta, puteți ajunge la pace. Iar 8 de cupe are un alt 8, dar de monede. Vă îndreptați către stabilitate, vă îndreptați către armistițiu, vă îndreptați către soluții, soluții potrivite, soluții care vă bucură. Nu orice soluție, ci o soluție viabilă, o soluție sustenabilă, o soluție care vă ajută să vă simțiți bine, să rezolvați, să vă calmați mintea. 8 de monede, spuneți, am de lucru. Fie voi întâlniți, dacă sunteți singuri, pe cineva la locul vostru de muncă sau prin activitate profesională a voastră sau a lor, cu care, da, puteți aprinde scânteia, pentru că avem pajul de băte aici. În relația voastră, ambii parteneri trebuie să contribuie, după cum spuneam, și dacă vorbiți cu calm și înțelept, așa veți vedea că își vor da silința, vor face ceva, veți vedea un efort, veți vedea mișcare din partea partenerilor sau la locul de muncă. Partenerii voștri vor fi mai activi sau poate vă deranjează că sunt mereu plecați. Poate fi aici cu calul și că aveți impresia că voi sunteți neglijați, că nu sunteți băgați în seamă, că se orientează foarte mult pe locul de muncă. Trebuie să discutați și aceste lucruri, pentru că și acestea au o soluție. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici neclaritatea poate deveni claritate. Puteți să vă dați seama de ce vreți acești oameni, cum puteți să vindecați aceste lucruri. Uite, din nou, soarele și soarele, da? Soarele și soarele aici este. Și în altul preot, regina de spade, 7 de cupe, vedeți? Pentru că sunt în 7 de cupe, nu-mi dau seama de ce spun, nu-mi dau seama de ce gândesc, nu-mi dau seama de unde vin gândurile mele, eu știu doar ce vreau, vreau stabilitate. Dar cum? Cum vreau eu stabilitatea asta? Prin soare. Păi soarele vorbește și despre orgoliu, dar și despre a fi optimist și pozitiv. Și atunci, cumva orgoliul trebuie înlăturat, iar acest 8 de monede fix asta spune. Trebuie să pună fiecare umărul, să contribuie fiecare în mod egal într-o relație. Deci dacă v-ați separat, aici a fost un dezechilibru. Ați fost ca și singuri. Și avem un 6 de monede, ca și la celălalt grup. Aici vorbește despre dai și primești. Dau și primesc. Deci trebuie să fie egalitate. Iar alții dintre voi ați fost la mila acestei persoane. Milă în sensul de v-ați bazat foarte mult pe ei, ați fost codependenți și această relație trebuie să se termine. Trebuie să fiți puternici voi, să fiți independenți voi. Cea mai bună carte în relații. Avem Himera. Și Himera spune aici că imaginația ta îți întunecă judecata, ceea ce gândești tu îți întunecă în acest moment judecata. Nu vezi cu claritate. Trebuie să verifici acolo în gândurile tale, în percepția ta, ce convingere ai, ce crezi tu, ce crezi tu, pentru că asta se reflectă în realitatea ta. Ce crezi tu că se întâmplă, îți este oglindit și de persoanele cu care ai tu de-a face, pentru că avem relațiile, balanța, casa relațiilor, oamenilor cu care sunt într-o relație. Dacă eu sunt confuz și soțul meu va fi confuz, că eu nu știu ce vreau, am o stare proastă și soțul meu o va avea sau și soția mea o va avea și nu va ști de ce, nu ne vom înțelege. Dacă sunt singur, nu știu de ce sunt singur. Eu cred că sunt singur pentru că, nu știu, nu mai există bărbați buni sau femei bune pe lume, dar de fapt nu este așa. Am eu o convingere că așa este. Iar dacă sunteți separați, nu știți de ce v-ați separat. Cu adevărat. Sau nu vă uitați și la voi și la ei.
Vă uitați poate doar la ei și intrați în mentalitatea de victimă. Sau poate ei au fost în mentalitate de victimă și atunci cum puteți schimba percepția unui om? Păi nu aveți cum, vă schimbați pe voi și se schimbă și ei implicit prin efectul de oglindă. Ramura aceasta de măslin vă va ajuta pe întreg parcursul săptămânii să schimbați ceva foarte puternic în viața voastră. La nivel material avem moartea, iată, schimbăm ceva foarte puternic în viața noastră, luna și asul de bâte. Eclipsa care s-a produs, da, este important să nu vă opuneți, să nu vă opuneți. Unii dintre voi să nu mai fiți o victimă, să luați efectiv arcul în mână și să trageți, să ieșiți efectiv din casă, să puneți mâna să aplicați la un serviciu sau să vă puneți în practică ideile, pentru că aveți idei foarte bune, dar aveți o teamă și o frică, vă sabotați singuri, nu credeți că meritați. Nu credeți că meritați clienți buni, nu credeți că meritați o afacere bună. Trebuie să vă schimbați complet mentalitatea în următoarea săptămână la nivel de plan financiar. Pentru că ceva se schimbă aici, trebuie să lăsați ceva să plece, pentru că altceva să apară și aici e mână divină. Nu vă puteți voi opune. Sau puteți să vă opuneți, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se schimbă. Eremitul. Nu știu cum să fac. Veți găsi o cale, în primul rând, să cugetați, în primul rând, să vă calmați. Și în al doilea rând, să vă adunați gândurile. Pentru că aici este, uite, roata destinului. Vi se arată o șansă. Veți avea parte de ceva, de un eveniment pozitiv, de o întâmplare care vă ajută să vă deslușiți misterul în zona aceasta materială sau să vă liniștiți, să vedeți cum puteți reuși. Regele de monede, cum puteți reuși să faceți mai mulți bani, să vorbiți cu șeful pentru că va apărea aici ursul sau cu șefa, să primiți o mărire de salariu, să primiți o poziție mai bună sau pur și simplu să vă descurcați cu banii în luna aceasta. Veți reuși, faceți ceva, trebuie doar să faceți, nu să rămâneți blocați, pentru că sunteți într-un fel de paralizie așa a corpului, a minții, a modului de a acționa. Iar la nivel emoțional, avem cavalerul de spade, ca și la celălalt grup, temperanța și regina de bâte, ca și la celălalt grup. Bun, cavalerul de spade aici vorbește despre o acțiune directă, despre momentul acela în care voi veți lua hotărârea să acționați, care trebuie să vină din suflet, din armonie și din echilibru și să vă folosiți creativitatea și forța voastră interioară, pasiunea și încrederea că reușiți. Pentru că aici undeva, vedeți, voi nu vedeți, nu sunteți concentrați, este procrastinare, este, să știți, pentru unii dintre voi lene, fie aveți de-a face cu oameni lene și fie voi vă sabotați prin lene, pentru că, ce, n-am și o zile în care n-aș vrea să mă ridic din pat, bam, zile când ai vrea să lași totul baltă, toată lumea are, dar săptămâna viitoare pentru voi nu este despre a sta în pat sau nu face nimic, ci tocmai despre a face lucrurile cu calm. Ridicați-vă din pat, faceți ce aveți de făcut, dar cu calm și în armonie, pentru că veți simți. Veți avea forță, veți avea energie să duceți la bun sfârșit toate planurile pe care voi le aveți în minte, toate activitățile, tot ce aveți voi pe listă în următoarea săptămână. Pentru alții dintre voi, un copil aici pare să fie mai neliniștit, dar aveți puterea să îl ajutați, să-l domoliți, să-l ghidați din umbră, îndeaproape, să fiți pe urma pașilor săi. Pentru alții dintre voi, niște vești vă liniștesc foarte, foarte mult. Vă restaurează încrederea în oameni buni, în umanitate, cum vreți voi să-i spuneți. Avem judecata, ca și la celălalt grup, încredere. Calmați-vă, da, această furie. Unii dintre voi aveți o furie sau modul acesta pe repede înainte, ușor robotic, pe care toți îl avem și vedeți și dincolo de ceea ce se vede. Citiți printre rânduri. Uite, citiți printre rânduri. În alta preoteasă, pentru că apare aici și apare și aici și aici, vedeți, a apărut perechea, că am invocat-o mai devreme, se vor întâmpla niște lucruri bune pentru voi, dacă și numai dacă voi veți avea încredere în sufletul vostru că meritați și că lucrurile toate au un sens. Și doi de bâte care au apărut și la celălalt grup, care spune că veți avea cum să lucrați, veți avea cum să rezolvați, veți avea un remediu la îndemână, o soluție la îndemână.
Aici s-ar putea pentru unii dintre voi să vă supere ceva la nivel medical despre care nu știți acum, dar dacă doriți să știți, nu mai rămâneți în starea de deznădejde sau de stres fără să faceți nimic, ci acționați, mergeți, porniți, da, în niște acțiuni care să vă scoată la suprafață durerea și suferința, pentru că le puteți vindeca, le puteți rezolva. Talismanele. Avem ficatul, oboseală, ficat mărit, atenție, ficat gras, atenție la ce mâncați. Pentru alții dintre voi, ficatul are furie. Furie, da? Deci atenție unde aveți furie. Atenție aici la mentalitatea de victimă. Atenție că nu ceilalți ne fac nouă viață, ci noi avem puterea de plină. Noi, bun, sunt într-o relație abuzivă. Face partenerul meu vrute și nevrute. Păi stai puțin, de ce sunt aici? De ce nu plec? Chitara. Uite, vedeți? Sunteți pe vibrația furiei. Și nu veți rezolva așa. Nu veți rezolva așa. Trebuie să vă înmuiați puțin. Să ieșiți din această stare rigidă pe care unii dintre voi o aveți. Trezirea. Trezirea. Judecata spune trezește-te, că nu ești o victimă, trezește-te că ai putere, trezește-te că poți să faci tot ceea ce ai tu nevoie și tot ceea ce îți dorești. Un act de siguranță. Mulți dintre voi nu acționați de teamă, de frică. Iar pentru alții dintre voi mesajul este că sunteți în siguranță. Alții dintre voi aveți nevoie de somn sau până acum ați visat, până acum v-ați lăsat purtat. Da, așa de viață, este momentul să o controlați voi pe ea, nu ea pe voi. Avem un unicorn, o situație care se îmbunătățește, o reușită. Alții dintre voi aveți aici un campus, vedeți, aveți focul cosmic, luna, care este apa cosmică, și stelele, și un cort. Stau față în față cu natura. Eu primesc energia, eu mă aliniez la energia potrivită. Niște piciorușe de copil, poate cu un copil aveți provocare, un copil care trebuie să meargă la doctor sau aveți chestiuni legate de copilărie care vă obosesc. Pentru alții dintre voi, vă împăcați cu copilul sau dacă copilul vostru avea niște provocări sentimentale, de sănătate, de comportament, vă împăcați cu copilul sau se liniștește copilul. În viața sa, dacă el are provocări. Post-scriptum, te iubesc. Există iubirea aici. Atenție că pentru unii dintre voi iubirea este de natură sexuală aici. Deci s-ar putea voi să fi avut parte de relații în care ori viața sexuală nu a fost una foarte bună, ori ați fost în relații cu oameni care s-au bazat foarte mult pe această zonă, a fost atracție fizică, chimică, hormonală și de fapt acolo nu au fost sentimente și de-aia ați ajuns în zona aceasta. Pentru alții dintre voi, atenție la puterea de a crea, pentru că nu puteți crea, tocmai pentru că aveți senzația că nu puteți, că sunteți o victimă, un căluț, vedeți, dar caruselul ăsta se învârte. Puteți, puteți. Aici avem pe cineva nebun după tine. Sunt nebun după tine. Te iubesc. Cineva poate reveni din trecutul vostru. Să știți, această persoană poate avea o conștientizare majoră că vă iubește. Biletul către fericire îl faceți voi. Voi vă cumpărați, voi sunteți biletul vostru către fericire, către frumusețea vieții voastre. Avem de două ori semnul abundenței și o situație care se schimbă. Să mai încerci o dată. Să nu-ți pierzi speranța, dar de această dată puternic. Pentru că nu viața se întâmplă. Uite, niște vești pe care le auziți vă bucură. O chitară, cineva care poate cântă rock. Sau atenție că tonalitatea schimbă multe lucruri. Turnul Eiffel și statuia libertății. Sunteți prinși în mintea voastră, în gândul vostru și trebuie să vă îndepărtați de asta. Pentru alții dintre voi,
cineva care este la drum, vă sună și vă caută. Alții dintre voi puteți să faceți o călătorie care are legătură cu serviciul vostru. Puteți pleca într-o delegație sau sunteți anunțați că plecați într-o delegație. Alții dintre voi sunteți anunțați că primiți o vizită. Încheiați ceva. Uite, presiunea timpului, am văzut și acolo clepsidra, care, uite, există, dar finalizați. Gândurile astea care vă stresează aici, presiunea asta a timpului vă slăbește, reușiți. Se termină. Vă dă pace. Obțineți o autorizație, obțineți o semnătură, rezolvați ceva cu niște acte sau cu niște analize. Sau este vremea să faceți niște analize sau să priviți mai în amănunt niște lucruri, pentru că, uite, aici e multă pasiune, dar sunteți diferiți. Alții dintre voi vă schimbați mașina sau atenție la drumuri, să nu conduceți cu viteză. Unii dintre voi aveți legătură cu cofetării, cu patiserie, cu patiseri, cu un pastry chef, uite, cu Franța din nou, sau vreți să faceți niște cursuri, niște studii de calificare. Avem un rac, luna, eclipsa care s-a produs. Aveți legături cu Egiptul, unii dintre voi, racul, scarabeul, iar pentru alții dintre voi, semne de apă, semne de pământ. Aici văd foarte multe chestii legate de gastronomie și condimente. Atenție că s-ar putea să fiți nevoiți să țineți un regim. Țările nordice mai sunt aici. Simplificați lucrurile, pentru că sunteți prinși așa în multe în gândul vostru și nu vedeți cu claritate. O trezire. Unii dintre voi vă treziți dimineață, porniți ceva sau vă treziți în sfârșit și aveți încredere în voi. Sau veți fi mai calmi. Este nevoie să fiți mai calmi. Vești bune de la doctor, vești bune la nivel de sănătate. Pentru alții dintre voi aveți de făcut o radiografie sau o ecografie. La stomac, poate, sau ceva ce are legătură cu alergiile, ceva ce nu este vizibil. Uite, se repară, vă veți simți mai bine. Aici avem multă interacțiune în zona relațiilor de iubire. Uite, din nou, balanța. Se anunță o schimbare în zona relațiilor voastre. Ok, pentru unii dintre voi o noapte, o întrevedere, o noapte de amor. Pentru alții dintre voi o viață, vedeți că puteți deveni părinți. Multă pasiune, multă pasiune. Cineva foarte pasional vă iubește, să știți. Aveți o persoană care se gândește la voi insistent și obsesiv, constant, dar nu vă spune. Din motive personale, din nou campus, profesori, studenți, facultate sau ceva este alternativ. Vreți sau nu vreți? Vrei sau nu vrei? Aveți o protecție aici. Avem inițialele EKHE. Unii dintre voi ați vrut perfecțiune și fiecare om este diferit. Sau acolo unde voi vreți și sunteți foarte înverșunați să fie într-un anume fel un lucru. Voi să priviți mai amplu, mai înțelept situația. Alții dintre voi aveți o bucurie foarte mare, iar pentru alții dintre voi atenție la articulații și la genunchi. Sau durerea care înainte v-a îngenunchiat acum dispare. Un sacrificiu aici. Vedeți că noi alegem să stăm și să fim unde suntem. Alții dintre voi veți trage o concluzie. Încheiați ceva în sfârșit. Și e ok. E momentul să încheiați ceva, vedeți? Încheiați. Este gata. Iar alții dintre voi, atenție că veți avea tendința să fiți un pic nervoși și să spuneți cuvinte pe care ulterior le veți regreta. Gândiți-vă de două ori înainte. Pentru alții dintre voi, un vis, să știți că poate deveni realitate. Dacă nu este realitate, este pentru că voi nu ați crezut că poate fi. Sau voi nu ați crezut în voi încă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru tot. Să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!